Astăzi ne revedem într-o ediție frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă cu îndrăgita artistă Vasilica Tătaru. Ei bine, dacă în trecut, în cadrul emisiunii, îi furam promisiunea că va reveni cu plăcere, iată că s-a ținut de cuvânt în această lună a Crăciunului, a sărbătorilor de iarnă. Bine ai revenit, Vasi! Bine te-am regăsit sau bine te regăsesc, dragă Lavinia! Mă bucur să te revăd și uite că ne-am întâlnit și iarna. Și nimic nu e întâmplător pentru că tu ești omul care, după părerea mea, pune așa cum trebuie esența aceea de căldură și dragoste în această lună, pentru că te ocupi de decorațiuni, de un ambient călduros ca să te pregătești de sărbători. Și vreau să te întreb pentru început, Cum era Vasi în copilărie? Cum pregătea masa de Crăciun, bradul, sau dacă ai păstrat tradițiile încă de atunci? Eu zic că le-am păstrat, adică pe 24, în ajunul Crăciunului, împodobim bradul. Ce este diferit față de ce era în perioada când eram eu copil, este că aceste cadouri, pe vremea când eram eu copil, se aduceau în mod misterios. Acum, Alin crescând mare și Smaranda la fel, ne facem aceste daruri, adică există acest spirit al Crăciunului, dar dacă este să mă raportez la perioada copilăriei mele, pe atunci moșul chiar era așa foarte misterios și plin de taină, niciodată nu-l vedeam, până l-am văzut și pe aia n-am mai crescut. Când l-ai văzut și când ți-ai dat seama că Moș Crăciun este prietenul și spiritul? Când eram, spre exemplu, la țară, mi s-a întâmplat, spre exemplu, să văd în odaia aia decurată a bunicilor mei, să văd bradul, dar nu l-am văzut niciodată pe Moș Crăciun. Vedeam doar bradul, fără mandarine, fără banane, că în ultimul timp așa. Dar la grădiniță, am prins un an, doi de grădiniță până să merg la școală și atunci l-am văzut pe Moș Crăciun. Și Alin la fel a fost foarte, cum să zic eu, pătruns așa de taina asta și de misterul moșului, până când la o serbare de la grădiniță, nu mai știu dacă la grupa mică, știi, mi-a dat un coș și făcea, mami, se văd pijamalele lui Moș Crăciun, știi? Și atunci a fost și am zis, da, mă, dai frig afară. A trebuit să îmbrace mai gros. Da. Dar, na, stai seama, pentru toată lumea, Crăciunul obligatoriu trebuie să fie o sărbătoare caldă, foarte primitoare și care să întâmpine pe orice suflet al orice om, fie el copil, în vârstă, om matur, femeie, bărbat, da, să fie alintat așa și mângâiat de bucuriile pe care le aduce Crăciunul. Indiferent de masă, că e foarte încărcată, că e mai puțin, acolo, un pic, să primească ceva de Crăciun. Ce amintiri păstrezi în suflet, Vasi, despre Crăciun și despre perioada aceasta a dragostei, a iubirii și a sărbătorilor de iarnă, așa cum am spus? Dacă este să, iar să merg în urmă, atunci când eram copil la bunici, aveam trei verișori frații între ei cu care făceam Crăciunul tot timpul. Se cunoaște faptul că zona Moldovei este una foarte bogată cu obiceiuri de iarnă, de la colind, urătură, mascați, capră, jieni, tot felul, da, de obiceiuri de datin de iarnă. Când eram la bunici, mergeam cu colindul, înghețam, exact cum mai vedem acum din frânturile filmelor făcute după amintirile lui Ion Creangă. Mergeam prin sat, ne întorceam și cu bănuți și cu colaci, niște mere, mi-e doar de merele alea care se deshidratau, le punea bunica în pod. Înțelegi? Și când ni le aducea, pe măsură ce se deshidratau, aveau o aromă și mai accentuată, intensă, da, și mai intensă și erau din ce în ce mai dulci. De prune, dar de Crăciun aveam tot ce ne trebuie, de la răcituri, și anume piftie, cum se zice la voi, așa, până la tăiatul porcului, unde participam toți, mâncam atunci șorici proaspăt și lebăr, tobă. Exact. Asistam, vreau să-ți spun, la toate mâncărurile alea care se făceau, știi, de Crăciun. Stăteam pe lângă bunica. Cine făcea cozonaci în casă, Vasi?
bunica făcea și avea un cuptor de la cu o lopată de aia de lemn, unde îi băga, dar mai ales la Paști, știi, de Crăciun mai puțin făcea bunica, făcea învârtită, ne făcea. Uite, e prima dată când aud de rețeta cozonacilor cu lopata aceea despre care spui, o introduceam vatra dânsă, exact, sau un cuptor? Exact, era un, da, la vara, înțelegi, mai mult. Bine, se dădea foc în cuptor și iarna, dacă era așa, și era o lopată de lemn pur și simplu, care una cu... de asta lung, cu mâner lung, cum se zice, cu așa, și ca să îi ofere posibilitatea să poată să bage, eu știu, până la 20 de că se mai de cozonaci, se coaliza cu încă o vecină și făcea cu mătră, ca toți erau cu metri în satul bunicilor mei. Făcea cu mătră câți cozonaci vrei, de asta de obicei era cam la Paști. Dar cuptorul acela, uite, nu mai există, nu mai face nimeni acolo, că nu mai am bunicii. Ai avut cu adevărat o copilărie frumoasă, că cea ți-amintești mai... așa fiecare detaliu. Cea mai frumoasă, da, și să știi că o mai visez pe bunica și parcă îmi reîmprospătez așa memoria cu imaginea ei, cu fățuca ei, cu expresia ei. Copiii tăi sunt norocoși că au parte de o așa mamă emoționată, să zic, de da, fiecare dată când vorbește. Nu este adevărat, ești un copil cu copii, Vasi. Ei, nu mai gata că a fost acum, mă duc înspre 40 și să mai... Vreau să te întreb dacă păstrați sau păstrezi tu în special tradiția de a-i scrie încă scrisorului Moș Crăciun. Nu, eu nu-i mai scriu scrisorului Moș Crăciun. Dar scriu copiii? Copiii mei, da. Și Alin și Smaranda scriu, bineînțeles. Eu nu îi mai scriu lui Moș Crăciun, dar Moș Crăciun... știe ce trebuie. Sigur că da. Sigur că da. Uite, eu am pregătit aici o scrisoare, pentru că în această lună, în edițiile emisiunii Folclorul sub lupă, ne-am gândit să pregătim multe surprize pentru cei de acasă și în special pentru invitații noștri aleși, zic eu, fapt pentru care am scormonit așa în tolba lui Moș Crăciun și am găsit o scrisoare de la un copil pe care te-aș ruga să o citești chiar tu. Cam lungă scrisoarea asta. A fost bun la română, copilul. Dragă Moș Crăciun, până nu de mult am crezut că în spatele costumului roșu și a bărbii se ascunde bunicul, pentru că mâinile tale erau muncite ca ale lui. Și glasul părea să fie tot al lui, iar lacrimile din ochii când mă puneai pe genunchi și îți spuneam o poezie, puteam pune prin soare că sunt tot ale bunicului. Sărbătorile de Crăciun miros a ger, a fum, a haine înțepenite de frig. Diminețile de iarnă începeau cu foșnetul bunicii în fața sobei, îndesând lemne înainte de a se lumina de ziua, cu miros cald și iarna și iarnă împreună. Sărbătorile au mirosul bunicilor și al celor două încăperi, micuțe în care se frigea carnea deasupra jarului din soba, a vinului rece de pe masa din care ne dădea și nouă să gustăm, a frigului care intra nepoftit în casă când mamaia intra sau ieșea să mai aducă bunătăți. Toată copilăria mea e legată de ei, mama mă lăsa la țară în grija lor și de fiecare dată când mă gândesc, simt mirosul de chimen și a toate condimentele ale mâinilor bunicii și văd privirea caldă, caldă ca soba din bucătăria bunicului, chiar și atunci când încerca să ne certe pentru vreo prostie făcută de noi. Nu a existat niciun loc în care să mă simt mai frumoasă, mai deșteaptă. Nu vrei să ți-o citesc, după? Mai în siguranță decât în căsuța aia de la țară cu... Ai, mă, dar nu pot! Fixează-ți un alt punct. Nu mai existat niciun loc în care să mă simt mai frumoasă, mai deșteaptă, mai în siguranță decât în căsuța aia de la țară, cu bunicii mei trebăluind prin curte, cu lemnele în care făceau tros-tros prin sobă cu discuțiile lor pe care le ascultam de sub plapumă, așa cum asculți o piesă de teatru la radio. Așa simțeam iubirea. Nu, n-ai cum să dai așa ceva pe post. Asta e scrisoarea mea, că fată nu ia niciunui copil.
Așa simțeam iubirea, iubirea aia pe care nu o pot simți nici în filmele de la televizor. Anul acesta nu mai este. Au plecat într-o stea de acolo. Au plecat într-o stea și de acolo știu că mă veghează. Poate de aceea, moșule, îmi e atât de dragă luna. Și cum să nu îmi fie când bunicii mei sunt sus în stele. Îmi lipsesc mult și fără ei nu mai este la fel. Ei m-au crescut și lor le datorez atâta încât aș vrea anul acesta de la tine un cadou mai special. Eu nu am putut fi alături de bunicul când s-a stins și tot ce mi-aș dori ar fi să pot să-l pot strânge în brațe și să-mi iau rămas bun de la el, să-i spun cât de mult îl iubesc și să le mulțumesc pentru grija pe care mi-au purtat-o. Ce ar mai fi ceva? Pentru că nu știu. Ei, na. Pentru că nu știu ce înseamnă tată, bunicul fiind cel care i-a ținut locul, adu-mi un glob de sticlă pe care să-l scutur și să apară acolo măcar mama alături de tata împreună, fericiți, dă timpul înapoi și fă-l pe tata să nu plece de lângă mama, poate așa nu ar mai fi tristă de fiecare dată când mă întreb cine e și de ce ne-a părăsit. Alina, clasa 7. Da. Te-ai regăsit cumva în povestea cu bunicii și mă uitam cât de greu ți-ai stăpânit și lacrimile. Da. Știi că sunt momente când simți atât de mult încât nu găsești cuvintele potrivite și cred că eu sunt într-un astfel de moment. De obicei nu mă exteriorizez când sunt tristă sau când, în fine, ca orice om, vibrez datorită unor stări. Mie acasă, îmi spune Alina, este adevărat că mă leagă cele mai multe amintiri, dacă vrei, de bunicii mei, dragă Lavinia, pentru că ei m-au crescut, m-au alintat, m-au iubit exact așa cum scrie în această scrisoare. Și lor le datorez, dacă vrei, cei 7 ani de acasă, pentru că eu până să merg la școală doar la bunici am fost. Nu au fost niște oameni culturalizați sau, nu știu, cu școli, sau, dar cu o înțelepciune, o simplitate, o frumusețe a lor și un curaj pe care îmi doresc să-l am și eu toată viața și pe care, la rândul meu, să reușesc să-l insuflu copiilor mei. Credința asta în Dumnezeu, în Crăciun, în spirit, în ajutor și în forța divină. Ai simțit-o încă de când erai copil, credința despre care spui? Și știu că spuneai întotdeauna, chiar și data trecută, în interviul trecut la Pescuit, că bunica ți-a insuflat lucrul acesta. Obișnuiai să mergi de sărbători la biserică? Sigur că da, nu există nicio sărbătoare în care să nu mergem la biserică sau să lipsim de la biserică. Mergeam, ne împărtășeam, stăteam la slujbă, după care ne întorceam, după ce luam anafură, așa, și după aia stăteam la masă, ascultam, dar se țineau posturile, se respectau. Nu mâncam carne în fiecare zi, nu tăia bunică mi-o capetele la păsări, știi, în fiecare zi. Și cu atât mai multe zilele de sărbătoare. Sigur că da. Îți amintești de bunica ta cum, care era reacția dumnei când poate mai făceai un zbât? Erai un copil energic? Eram un copil energic și cred că obraznic într-un termen normal pentru vremurile de atunci. De ce-ți spun asta? Pentru că niciodată nu eram acasă, nu eram de găsit. Și era greu pentru că stai de mă. Nu erau telefoane. Exact, nu erau telefoane mobile și cred că nici nu era foarte comod pentru bunica să ia fiecare poartă la rând, înțelegi, să întrebe Ileana, Alina mea nu e aici, Victorio, știi? Și tot așa, până mă, și de obicei eram la tanti Ileana lui Pătrășcanu, că așa îi se spunea, și fix așa era, cu o mână, mi-amintesc că cu una deschidea poarta, știi, și una o ținea la spate și eu știam că are o vorbuță acolo, înțelegi? Și făcea Ileana, fata mea e pe aici, și făcea, da, Alina, da, zice să nu o cerce, să nu, că e cu minte, a fost cu minte, tocmai ce mă ridicasem de la masă, înțelegi, că trebuia să stau la masă, și mă întreba, tu câte ochiuri vrei să mănânci? Făceam și eu 2 sau 3. Era mai bine în vecin decât acasă. Așa, nu că n-aveam ce mânca, Doamne, ferește, acasă, că aveam de toate, dar mi-era drag să mă duc... Să mă duc acolo unde erau familiile, știi, mai numeroase. Și se lipea vorbuța aceea unde dădea mamaia și creștea? Nu chiar, pentru că pe măsură ce mă apropiam de poartă, știi, până la granița aia, când să ies în drum, călcam des, înțelegi? Mergeau așa înainte, știi? Dar ce să zic, era deosebit de frumos.
Care este cel mai frumos Crăciun pe care ți-l amintești și alături de cine, Vasi? Nu știu, orice Crăciun e frumos. Acum, Crăciunul e frumos câtă vreme sunt cu Alin și cu Smaranda împreună, cât merg la părinți, la mama, cât învăț surorile, la așa, să fim sănătoși, nu știu. Cel mai frumos Crăciun rămâne tot acela din copilărie, știi? În care primeai tot felul de daruri. Venea Moș Nicolae cu banii supernă, nu înghetuțe. Mai târziu, când am ajuns la oraș, eu am primit, venea înghetuțe. E, dar e prima dată și pentru mine să aud că venea cu bănuți supernă. Da, 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 da. Știam de obicei că Moș Nicolae venea cu vărguța, cu dulciurelele sau maxim o jucărioară La mine venea modest. Cu bani supernă. Probabil că la țară fiind nu exista cooperativa aia, nu era deschisă tot timpul. Magazinul acela unde când intram, Doamne, eram îmbătate de mirosurile. Dar la sărbările școlare sau la grădiniță Moș Crăciun venea cu daruri, Vasi? Venea. Și care a fost cel mai frumos dar pe care l-ai primit da, de la nu, el? Nu mi-amintesc, de obicei erau hăinuțe, ba o bluziță, ba un hanorac, nu știu ce, o pereche de pantaloni, niște ghetuțe, un paltonaș. Astea erau. Aveți alte daruri? Tocmai de aceea te-am întrebat, pentru că mulți copii se bucură de orice ar primi și nu fac diferența între cadouri din punct de vedere al faptului că e mare sau că e mic sau că e costisitor. Este și normal, orice, cât uși de puțin, că asta spunea la început mai devreme, cât de puțin acolo să primești, te surprinde și te surprinde plăcut și normal că te bucuri. Dacă ar fi să fii chiar tu Moș Crăciun, cui ai dărui un cadou? Sau pentru cine l-ai oferit cu drag? Eu cred că cel mai frumos cadou rămâne dincolo de o atenție material vorbind. Este o îmbrățișare, este atenția, este o urare pe care să o faci din suflet. Să-l privești pe om, uite cum uit eu la tine așa, și să te strâng în brațe și să-ți spun că ești un om cu valori și că te prețuiești și că meriți să fii apreciată și iubită. Și câteodată asta face mai mult decât dacă ai primi orice, fie el și un telefon, tabletă sau orice alt cadou. Pentru care... că nu au valoare sentimentală, așa cum e. La mine, dar e posibil pentru altcineva să fie foarte important. Ce frumos ai spus. Deci eu cred că aș merge de Crăciun să dau foarte multe îmbrățișări, să dau ceva foarte puțin ca să pot să sporesc, știi, să am cât de mult să ofer și aș îmbrățișa. Dar cadoul oferit de la Moș Crăciun al copiilor pentru tine, de la Smaranda și Alin, cum s-au gândit ei sau cu ce te-au surprins? Vorbesc și când erau mai mici sau acum, mari, puțin mai mari fiind. Uite, Smaranda complotează cu surorile mele. Și tot timpul mi-aduce, așa găsește ea potrivit, să-mi aducă ba un rimel, ba un blush, ba... Își vede mama cochetă, știe ce are nevoie. Așa, da, ea știe că mami mai are nevoie, mai ales când merge la cântări, când uite, vine așa. Iar Alin, să știi, nu prea are cu cine să comploteze, știi, că el fiind partea mai mult masculină. Cu Cristi, da, dar... De obicei și Alin găsește lucruri micuți așa cu care să mă... Asta nu, eu trebuie să iau eu să-i strâng eu în brațe, știi că e de ajuns să fie cu mine. Sunteți și prieteni dincolo de faptul că tu ești mamă și ei sunt copii. Sărbătorile acestea vrei să le petreci în sânul familiei, acasă la mamă, la surori, pentru că acasă ținând la mine, cont de... Rând. Acasă la tine, acolo unde ți-ai făcut colțul de rai al tău, propriu și personal. Da. Să o stăpâne sănătoasă. Mulțumesc. Noua locuință, Vasi, și să te bucuri. Ai împodobit brăduțul? Sau îl faci în ajun, cum ai spus puțin exact, mai devreme. Exact, exact. Nu mai durează un pic. Abia aștept. Care este rețeta culinară pe care o reții de la bunici și pe care o faci tu în fiecare an de sărbătorile de iarnă? Ce-ți spuneam, răciturile, ciorba era nelipsită și pentru că se tăia porcul, de acolo se făceau tot felul de... cârnastri, zicea bunica, trandafir se spunea la cârnațul acela tradițional. Nu-ți mai zic că mergeam pe podul Beciului și găseam picioare de alea târnate, tocmai scoase de la fumătoare, punea jarul în sobă, știi, și ne punea dacă tăia, spre exemplu, o găină sau să zici că făcea ciorbă de pasăre, că făcea ciorbă de porc neapărat, răciturile erau și de porc și de pasăre, dar punea atunci pe jar, înțelegi? Că nu mai pot acum. Îți lasă curapă. Exact. Dar dintr-un porc de ăla făcea tot felul de, știi, aveai și mușchi afumată, aveai, plus că mai punea niște, mi-amintesc că mâncam până vara târziu,
făcea un scrob, trântea vreo 10 ouă într-o tigaie și cu niște jumeri, adică carne macră afumată, înțelegi, lua două linguri de untură de aia cu bucățele mici de carne afumată macră, înțelegi, nu era nimic gras exact. Așa, după care scurgea când se topea așa și trântea 10 ouă și un pic și cu mărar verde și mâncam cu mămăligă, atât ce îmi place mămăligă, așa cum place, aș mânca o goală. Ai un dar aparte de a explica cum se întâmplă acțiunea, că deja mi s-a făcut foame și mie. Exact, și de Crăciun mâncam, spre exemplu, dimineața mâncam o omletă și nu mai făcea cu bacon cum e, aveam cu jumeri de alea. Hai că bacon nu-i spunea cum a vorba ta la șuncă, cum e exact. Baby spanacul exact. Și e spanacul exact. Autentic. Exact. Ai o poveste foarte frumoasă și cred că lumina asta din ochii tăi și modul în care povestești este chiar scrierea cu adevărat a unei povești din viața unui copil. Mă uit așa și mă gândesc că există o diferență de la cer la pământ între copiii crescuți la țară, dacă vrei, sau alături de bunici în stilul tradițional și cei crescuți la oraș cu anumite reguli impuse. Nu știu neapărat dacă acum fiind la casă, la curte, probabil că o să ne fie mult mai simplu în curtea noastră să facem un om de zăpadă, știi? Dar tot nu se compară cu satul ăla în care am copilărit eu, cu ulițele de atunci, cu mirosul de foc, de lemne, știi? Că fumul care ieșea de pe fiecare horn al fiecarei case era era altceva, era altfel față de cum e acum. Numai că nu mai e satul, nici oamenii cu care am crescut eu nu mai sunt. Da, au rămas în amintirea ta bunicii. Sigur și păstrez ca o flacără vie. Da. Cum erau îmbrățișările bunicii? Că tot vorbeai puțin mai devreme de asta și că îți dorești să oferi pentru oameni lucrul acesta. Ia cum te îmbrățișa pe tine și cum simțeai că te dezmiardăvasi? Nu știu dacă spunea ceva anume. Era de ajuns că avea niște mânuțe așa aspre, știi, de la cât de mult muncea și cred că mă mângâia așa pe păr foarte simplu. Înțelegi? Nu? Și mă ținea în brațe sau ne făcea tot timpul masaj dimineața, seara. Ce faci, plângi? Nu. Deci mă mângâia pe păr, nu pot să zic că era... Și nu m-alinta non-stop, dar eu așa mă simțeam ca fiind permanent alintată, știi? Nu avea timp tu să ne... Dar tot timpul aveam mâncare gătită. Cel puțin eu, că din toți nepoții, eu am fost cea care am stat cel mai mult lângă ei. Și eu am fost cea care dormea în pat cu ei. Și niciodată nu i-am văzut culcați unul lângă celălalt, știi? Era unul la un capăt de pat, celălalt, știi, opus. Și voiam să stau cu amândoi și dacă mă crezi că până mă lua somnul, mă ceam când de la unul, când de la altul și adormeam ori pe lângă tata, ori lângă mama aia. Și auzeam vorbind. Știi, așa a fost copilăria mea. Și cred că, probabil că am înregistrat toate concluziile lor trase din viața lor, de peste zi, din poveștile pe care, sau ce își povesteau ei, că tataia pleca nu știu unde, bunica mea rămânea acasă și ea cu treburile care țineau de casă. Și seara când se întâlneau, făcea măi Aristotele. Și apoi bunica zicea, da, băi române, știi? Așa începeau și vorbeau. Și eu așa adormeam. Adică eram dependentă de dialogul ăsta al lor. Când am mers la școală, am avut un șoc, așa. Știu că mă ducea mama în fiecare săptămână să stau un weekend la ei. Am suferit foarte mult după ei. Și mai târziu... Ți-am zis, bunica mea tot timpul a fost un stâlp, așa, un consilier. Dar cum ai perceput și cum ai putut să te aduni astfel încât să continui drumul după ce ți-ai pierdut bunicii? Pentru că nu a fost simplu, având în vedere legătura strânsă pe care tu ai avut-o cu dumnealor. Conștientă sunt de faptul că fiecare om își are lucrarea lui de înfăptuit pe fața pământului. Fiecare... are dreptul la evoluția lui atât cât îi stă în putință sau cât în măsura în care se dedică, eu știu, să evolueze. Rânduiala și firescul așa este. Ferească Dumnezeu de alte necazuri, dar eram conștientă de faptul că va veni un moment în care să... Mi-a fost foarte greu la bunicu pentru că în seara când el a plecat, spre exemplu, știu bine că
mi-a trimis vorbă cumva, că mă aștepta, nu mai vorbea, i-a pus receptorul la telefon sora mea și că doar sora mea s-a dus și două surori s-au dus. Eu eram pe la Iași, aveam un eveniment atunci, din două programe era cât pe ce să intru ca să-l fac pe primul, pe care l-am cântat până la urmă, după care am plecat, evident, dar nu l-am mai prins în viață și am rămas, dacă vrei, un pic blocată pe chestia asta, pentru că știu că m-a strigat din cele trei fete ale lui, bunicul m-a strigat doar pe mine, pe nepoată, știi? Pe Alina, atât a zis Alinușul lui bunicu și eu nu am ajuns și cumva mea. Ne vedem. Greu a fost, greu atunci, că... Sau poate că așa a fost să fie... Adică s-au oamenii foarte importanți în viața mea și îmi pare rău că n-am fost acolo, știi, să fiu eu acolo lângă el să mă vadă. Pentru că a fost și unul și celălalt au fost luciți până în ultimul moment. Mama era pe la Constanța, ți-am zis, doar surorile mele s-au dus la... Și l-am și visat pe bunicul meu Aristotel și mă bucur că o visești pe bunica din când în când. Că așa mi-amintesc de ei. Mi-e teamă să nu mi-i șteargă, știi, memoria. Că n-am foarte multe fotografii de când eram mică. Pe atunci nu existau atâtea aparate, știi, să poți să faci fotografii. Și atunci totul e ținut în mine, e tan. Și sper să-i păstrez acolo cât mai mult. Dacă ar fi să-ți amintești de copilărie cum ai făcut-o, de fapt, și până în prezent... Ți-ai fi dorit să fie tatăl tău mai mult în preajma ta? Păi, avându-i pe bunici, eu am avut un tată. Adică, exemplu matern și patern la mine în viață a existat în cei 7 ani, să zic, primii, știi, care sunt importanți pentru fundația oricărui om. Pe tatăl meu, nu știu, l-am văzut odată la 3 ani, în fine, venea ori de câte ori trebuia să merg pe la 10 ani, la 11 ani, când am fost în Asia, în America, să cânt acolo, a trebuit să-mi dea semnătură, altfel nu aș fi putut ieși din țară, dar nu știu dacă i-am simțit lipsa, pentru că nici nu l-am avut nici măcar în viața mea un weekend, o săptămână, n-aș putea să fac comparație, înțelegi? Mai târziu, când s-a recăsătorit mama, când aveam deja 15-16 ani, dar eu mai aveau să treacă 3 ani și aveam să mă mărit, știi, am simțit, dar în momentele astea când ești micuț, poate, și când, uite, pentru Smaranda, pentru Alin, găsesc că e foarte important ca ei să stea în egală măsură și lângă, adică cu ambii părinți. La mine n-a fost așa. Nu știu, poate că în sufletelul meu așa eu aveam stările mele de tristețe, că dincolo de acela de care nu puteai trece emoțional. Dincolo de jovialitate și de efervescența care mă caracteriza inclusiv la liceu, aveam niște tristeți despre care nu vorbeam nici atunci și nu vorbesc nici acum. Ca orice om, mă gândesc că toată lumea în jurul meu are astfel de momente cu tot fel de trăiri, nu neapărat care țin de lipsa unui părinte. Dar ți-am mai zis, eu cred că există o bilanță, o balanță la fiecare. Și legea compensației, pentru că tu nu l-ai avut pe tatăl prezent așa de că foarte rar, în schimb bunicii ți-au fost amândoi alături. În schimb, da, bunicii... Au compensat, să zic așa, lipsa aceasta. Foarte mult, foarte mult. Nu am simțit că îmi lipsește. Îmi amintesc de când eram micuță și ieșeam în spatele blocului și mă jucam. Aveam niște seturi cu ceșcuțe, oricum mama mi-a dat absolut orice... Aș fi avut nevoie să mă bucur când eram copil și mi-amintesc că mai veneau și alți copii, eu știu, pe lângă mine și vrând nevrând, eu sunt un om care nu-mi place să întrețin vreun conflict sau nu s-o stilă, dar se creau niște polemici la un moment dat și atât știu că mă uitam înspre balconul meu sau înspre etajul 3, un balcon de la etajul 3, știi? Și nu mai strigam mama, de asta mi-amintesc că strigam tata, știi? Dar evident că eram conștientă că nu iese niciun tată, că n-avea de unde să iasă tata, știi? Dar când ziceai tata, știi, mă lăsau ceilalți în pace, ceilalți. Se părea că ai acolo copilul în spate, că ești, da, mai puternică, deci, nu? Deci dacă este să mă uit în mai... Știi, dincolo de așa, conștientizez că aveam și eu niște trăiri ale mele și da, au trecut, uite cât sunt de mare și liniștită și
Slavă Domnului! Vasi, ești de poveste, ai avut o poveste, ne-ai împărtășit-o. Fiecare avem. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai făcut asta și pentru mine și pentru telespectatori. Îți mulțumesc că ești un psiholog și un prieten pe care te poți baza și pentru că ai sfaturi optimiste. Ca și cum nimic nu te poate doborâ și peste orice putem trece. Consider că trebuie multe. Să îmbrățișezi orice ce îți vine și să găsești variante de... Sunt situații când chiar nu ține de tine să poți să schimbi ceva. Transmite-le acum în încheiere celor de acasă un mesaj, pentru că tot vorbeam de bunătate, iertare și iubire în această lună minunată. Să fie buni, să fie iertători, să fie iubitori, să fie sănătoși și să iubească, chiar dacă nu sunt iubiți oamenii, să iubească, pentru că în momentul în care iubești, mai devreme sau mai târziu, tot ești iubit. Dacă iubești, tu n-ai cum să primești bolovanii în cap, ca să zic. Așa că vă doresc iubire, vă doresc să fiți îndrăgostiți, vă doresc să iubiți orice pe lângă. Îți doresc și eu un Crăciun fericit, un an nou cu bucurii. Mulțumesc. Liniște și pace sufletească și să ne revedem cu bine, poate la ediția de sărbătorile pascale. Doamne ajută, să ne vedem sănătoși, să auzim de bine și să avem un an care să ne fie spre folos evoluției noastre. Pe curând, dragii mei!